Oleg, bună ziua! Da, Oxana, noroc! Oleg, am nevoie de ajutorul tău, adică mai mult ca oricând. Vreau prin intermediul tău, ca alt cale, nu știu, să mă adresez către organele competente ale poliției. De câtva timp am mari probleme cu o persoană dementă de la noi din sat. Din satul Vărâncă, oraș Suroca. Gogoradu Ioan are vreo 43-45 de ani, cam așa. A fost în detenție și vine noaptea pe la poarta mea, nu știu de unde persoana respectivă, crede că noi avem cumva o relație sau eu nu știu. Dar vă zic, e o persoană dementă. Da, Vine dement noaptea. în ce fel? Ai diagnosticat-o dumneata sau știi sigur că e bolnavă Adică mental? eu zic că e persoană dementă, deoarece o persoană După normală. cum se comportă, am înțeles. Și ai denunțat la poliție vreodată? Da, m-am adresat de nenumărate ori la polițistul de sector, domnul Rabi, domnul Denis, dar păreri de rău nu știu familia, la care ultimul i-a pus interdicția 30 de metri să nu se apropie de casa mea. Aha, deci Domnul i-a înaintat o ordonanță de amendă, protecție și amendă, o ok. amendă. S-a discutat, domnii polițiști, au discutat de mai multe ori cu dumnealui, dar nu înțeleg care e cauza, deși se limitează doar la discuții. După ce vorbesc, îți expediez câteva videouri, atenționez acolo în limbaj foarte necenzurat. Sunt zvârlituri cu chetri, uși faramat, ferestri faramate. El pur și simplu e dement și crede că el are vreun drept. Când vreo 17 ani în urmă am avut o relație doar de prietenie. Așa. Contează, putea Mai fi orice fel de relație, dar dacă s-a întrerupt, s-a întrerupt. la care, vă zic, eu nu am noapte bună în casă, m-am adresat către mama lui, la care mama lui, la fel, mi-a zis că e de acum e obosită, e supraobosită de toate firfizoanele lui. Aseară, la ora 11:20, noaptea, iarăși din nou a venit, a început să ne gâtui câinile, să bat pe ușă. Am chemat echipajul de poliție care m-a asigurat că îl iau pentru că avea comportat foarte, foarte, foarte agresiv chiar și cu echipajul poliției. O chemat salvarea. Domnii de la salvare, necătând la faptul că sunt din sat, adică tot nu s-o apropie de dâns pentru că el avea un comportament, eu nu știu, poate el folosește careva substanță interzisă, eu nu pot să cunosc. Da, adică în țări, era cu o lamă, el vroia să taie gâtul la toată lumea și așa mai departe. Persoana respectivă a fost din nenumărate ori în detenție. Adică... Asta eu... nu spune nimic despre om și dumneata ai fost în detenție, nu? Și ai rămas Da, om. Oleg, eu tot am cu păreri de rău, am fost în detenție, dar vreau să menționez faptul că eu absolut, absolut la nimeni nu merg. Nici în ogradă sau foarte rar avem o persoană care ne ajută la construcții. Eu preventiv sun persoana respectivă dacă am nevoie de ajutor. Asta... strict ziua, nici ca acum noaptea, să mă duc la casa omului, mă stărui din răsputeri să nu am un limbaj urât, adică nici nu am pentru ce. Încerc din răsputeri să mă comport destul de omenește în societate, pentru că într-un final suntem toți oameni. Și... dar de ce zici din răsputeri? Așa de greu? După ce ieși din închisoare să te comporți civilizat? De, înțelegi, după ce ieși din închisoare, ți se pare că absolut toată lumea ți-e dușman. Am înțeles. Petrecând timpul acolo, adică înșerc fiecare, de exemplu, dacă îți dă un om străin bună ziua, îți vine întrebarea dacă ce scop ți-o dat-o. Nu știu, cu păreri de rău, asta e sincer. Și încerc să fac față lucrurilor și... din cauza asta am apelat la tine pentru că, într-adevăr, ești ca un înger pentru mine, nu glumesc.
eu foarte tare mă tem ca să-i dau cu ceva în cap și am să-l omor. Dar eu nu mai vreau la pușcărie, eu vreau ca mama mea să mă trezească dimineața, să nu mă trezească selectorul. Vreau acasă să beau ceai și el la noua acolo. Vreau, adică acasă mă duc în grădină să-mi iau niște coadă de ceapă, să fac o salată, dar să nu mă gândesc că trebuie să ne-o aduc cineva. Deci ce crezi că ar trebui să facă poliția? Pe lângă avertizare, amendă și obligația să nu se apropie 30 de metri? Eu cred că el trebuie dus la o psihiatrie controlat. Eu îți jur, eu îți expediez careva dovezi că o persoană normală nu se poate adresa unei doamne în vârstă cu niște cuvinte. Eu nu vreau să le repet deloc. La mine este tot familia în stres, tot familia, mama, fata mea. Fata mea are convulsii și e mega sensibilă, adică ea nu îi poate nici gălăjie, nici nimic. Îți dai Da. seama, mă simt, îmi vine în gând să pun mâna pe ceva să-i dau în cap. Pur și simplu. Copilul meu suferă din cauza la un debil, dar nu-i normal așa, mă, oameni buni. Deci crezi că Și trebuie el izolat de societate, că e periculos? e foarte periculos, e foarte periculos. Un om normal nu umblă cu lama în mână să dea la o babă să-i zică că-i taie gâtul. Și dar de Adică, ce? Dar de ce crezi că nu l-au izolat până acum? păi, o vrut să-l izoleze ceva mai înainte, cam cu vreo 3 luni în urmă, la care tot el, întâlnindu-mă pe drum, apoi mi-a zis că, ei, dar nu prea mult, toți că le-am dat 1000 de lei și marina satului mi-a dat drumul. Oho. Înțelegi? Și eu le dau 1000 de lei numai să le iei și să-mi dai pași să dorm, măcar o seară liniștit în casa mea. Dar am Da. mesajuri, adică poate ridica. Dacă au zis așa ceva, înseamnă că e corupție. Cum se poate denunța asta? La CNA, la Procuratura Anticorupție, la Ministerul de Interne, spie sau cum se mai ocupă acolo serviciul acela de protecție internă? Eu foarte mult sper că cineva ar să vadă, cineva mai de sus, și eu cred, știu că chiar și în organele de poliție la noi, adică nu știu, îmi pare foarte bine spun asta, dar nu m-am gândit că am spun lucrul ăsta despre un polițist, avem un polițist de sector, părere de rău, nu mai țin minte familia lui, când s-a prezentat Denis, știu precis că îl cheam Denis, pe aici, Nu contează. dar a avut un comportament destul de frumos, o vorbire foarte frumoasă, adică dacă am avut nevoie de ajutorul dealui, l-am sunat și a intervenit cât de repede a putut. Chiar de la chemare, o lăsat chemarea și a venit și s-a clarificat un pic, așa măcar. În orice caz Păi, asta. și dacă e atât de bun, de ce nu se ocupă de cazul ăsta ca să ajungă omul Eu în am izolare, încercat dacă zici că e așa de periculos? Să-l sun, dar părere de rău, nu știu care-i cauza, că nu mi răspunde. Poate mă gândesc că e zi liberă sau dă, mă rog, poate au și ei zile libere. Înțeleg, problema nu-i de azi, de weekendul ăsta, e Păi da, veche, e cronică, deci... e tare de mult. Și nu numai pe mine, dar ca să înțelegi. Aseară mergea un om pe drum, că eu nici nu știu cine. Și el la om și el la om început să sară la bătaie. Mai de mult la un băiat de mahală l-au bătut, că așa l-au șezut 3 zile la spital. Și când s-a dus poliția la dânsul, el nu a vrut scrie cere, că poți că băi, dar e băie de sat și nu vreau eu să scriu cerere. Plângere, Și adică, da? da. Dar eu, sincer, eu am ajuns să mă tem pentru mine, ograda mea. Pentru mine. Pentru că un lucru să-l faci foarte ușor, dar pe urmă să repare o greșeală și am stat și am analizat așa lucrurile bunchi, când ar putea cineva, eu tot sper că cineva de mai de sus o să vadă sau să-i întrebe măcar pe ăștia de pe loc. Pentru că aseară au venit echipajul de poliție, tot doi colaboratori foarte tinerii și domnule, 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 până la care fratele meu o zboi, dar voi și nu puteți efectua o reținere, de că vă ajut și eu. Fratele meu tot a fost la armată în carabinieri și da, cumva liniștiță, cumva măcar puneți o injecție să liniștească, la care și de la salvare spune că eu nu știu ce au folosit, că vă zic, era o persoană cu ochii ieșiți roși, parcă era din cosmos. Și iarăși din nou l-au luat,
la ora 1:50 s-a pornit de aici și la ora 7 el iarăși a fost înapoi în sat. La rândul meu, când eu, încă ceva vreau să mai zic, când eu am greșit, serios, am avut o reținere ca, nu că una, dar rețineri repetate ca în povești, ca în filmele de groază, și de pe deal, și ușită, băgat în bagajir, adică, bătută rău de tăiat, mă duc la comisariat și mă băteau de mă rupeau, închis, niciun fel de apel telefonic, care avocat, cum mama mea era nevoită ca să aibă întrevederi cu mine, să duc să ridici procurorul general și mai sunt foarte multe, adică, comparând cum s-au comportat cu mine și cum se comport cu persoana respectivă, adică eu cred că e normal așa să umbli pe la casele oamenilor, să strici ferestrele, ușile, să-i faci în fel și chip toți, înțelegi? Pentru că, Dacă na, mă, el acolo... s-o schimbat puterea, s-o schimbat și regulile. Păi, și el puțin măcar puteau să-l ducă la un medic Uite, de acum este articol care el a intrat în ograda mea Violare de după domiciliu, da? seara. După care cuvinte necenzurate, sare la bătaie, ușă stricată, fereastră stricată. Cel puțin asta era măcar 15 zile izolare de societate. Adică să se trezească, să vadă, adică să analizeze ce și-au făcut. Înțelegi? Nu știu. Ia ca recent, iar la noi a fost un caz de în sat, un caz de viol, vreo 20 și ceva de persoane, 22 de persoane au participat pe acolo, la care au făcut reținerea la unul mai principal în casa căruia s-a petrecut și pe un băiat de la coadă care nu are nicio atribuție, care cineva l-a sunat să-i aducă niște vin, dar pentru și să-i ducă băiatul, nu știu, băi, m-a sunat un băiat din sat să-i aduc niște vin. Și pe ala l-a închis. Unul, adică e tartarul cel mai mare, dar unul așa coadă, dar pe restul care i-aveau bănuței, ia ca stau bine acasă, mersi și tot fac borobață după borobață. Oho, Eu și-l lauzi pe polițistul de sector din sat. Îți place de Denis și-l lauzi. Dar noi avem doi polițiști, avem mult stimatul domnul Rabii, care Deci e eu... vinovat celălalt. Dar pe el e șeful și ce spune șeful execută asta mai micteluți. Am înțeles. Că dacă șeful spune că le dăm drumul, pensam că le dăm drumul, dar deși și pentru și în spate și întrebat că cum n-ai dai șef și de atâția ani lucrează. Mulțumesc, Oxana, pentru încredere și pentru mărturii. Ținem legătura. Sper că poliția din Soroca, poliția din Chișinău, Eu procuratura, am CNA să se implice pentru că miroase a incompetență, corupție, rea voință, grup criminal organizat și tot așa. Coleg, eu acum, cu vreo oră în urmă, am sunat la 112 iarăși din nou și am chemat echipajul de poliție. Din cauza asta te-am apelat și pe tine, pentru că eu am să filmez toată adresarea, adică ai să vezi, Bun, pentru dar acum ai că... chemat poliția fără să fie pericol? Nu, dar pe el, zic, el a venit iarăși din nou la dimineața, cu noi aseară. Aseară Răspunde. l-am trimis la poliție și dimineața el iar la ora 7 a venit la partea noastră. Am înțeles. Și după aceea au plecat. Și ia că te îmblă prin jurul casei noastre, că l-am dat afară din ogradă. Bun, Acum ai zis, ai sunt trimite video care ai și publicăm chiar acum. Da, Oleg, da, acolo e un limbaj. Înțeleg, o să am grijă și de urechile ascultătorilor, Da? spectatorilor. Da. Eu îți rămân Unu, doi, recunoscătoare. un fragment, Bun. două măcar, da. Și dacă mai apare Da. tot așa, poți pornește apelul video și eu înregistrez ce se întâmplă în Da, direct. eu asta am vrut. Acum când vine poliția, crede-mă că e prin prejurul o grădă și am ușa și mare car de Bun, poliție. pornești Și eu... apelul și filmăm și reacțiile poliției. Mulțumesc. Da. Îți mulțumesc din suflet. O Da, zi noroc. bună. Hai să ne mai revedem.